Salut, prieteni, bine ați revenit la Cariera cu Borussia Dortmund și continuăm din luna decembrie, lună pe care o voi simula, fiindcă în campionat cred că stăm bine. Nu văd rostul în a juca această lună, vom simula până pe 31 decembrie și sper eu la mai multe victorii în campionat să terminăm luna tot acolo pe primul loc, însă n-aș vrea să joc cu Wolfsburg sau cu alte echipe de pe aici. În Liga Campionilor stăm deja calificați, 5 victorii din 5 meciuri. Mă aștept să câștigăm și meciul cu Spurs. O să facem și noi un transfer aici în perioada de iarnă și vedem cu cine picăm în optimile ligii. Și mai departe avem alte meciuri tari cu Bayern și alte echipe din top din acest sezon în Bundesliga pe care trebuie să le batem. Ok, să pres simularea aici. Am făcut egal cu Spurs, victorie cu Augsburg, victorie cu Wolfsburg, victorie cu Hertha, 3 din 3. Și înfrângere cu Mönchengladbach, cea mai bună echipă dintre cele patru. Dar suntem la un punct de Bayern München în continuare, acolo în top, pe primul loc. Mai antrenăm jucătorii, Sancho aproape de 89, o să facă cât de curând, frate, uite cât de aproape e, nu mai are mult. Vine și luna ianuarie în curând. S-ar putea să-l pierd pe Ghioțe 7 luni. O să-i fac o nouă ofertă. Îi prelungim contractul lui Ghioțe. Ia să vedem ce o să vrea. I-am dat rotation din greșeală. Ok, vrea să fie important. Crea că a greșit-o deja. Ok, să fie un jucător important, bineînțeles, în echipa noastră. Mai departe, contract pe 4 ani. Nu e o problemă. Fără clauză și salariul, nu știu, 60.000. Mai puțin decât avea, pentru că o să semneze pe mai mult timp. 64.000 vrea și încă un bonus. Ok, l-am negociat. 69.000 de euro pe lună. Mare diferență nu e. Dăm un accept. Semnăm și cu Ghioțe. Și mă era Guerrero. Era Guerrero pe aici care îi expresc și contractul. Dar nu prea mă încântă ăsta. Așa că nu o să îi renuiesc înțelegerea. Am primit 27 de milioane de la UEFA pentru parcursul în Champions League. Bănesc că o să se adauge o sumă la transferuri aici la buget. Și Köln este pe locul 3. Echipă care în realitate e în Liga a doua în Germania. Acum este pe locul 3 la egalitate cu Schalke de puncte. Și avem un top 4 conturat aici. Dortmund, Bayern, Köln, culmea și Schalke. Leva e goalgetter cu Kramaric. Câte 9 goluri, Dybala în spatele lor cu 8. Se descurcă Paulo. Și am primit ofertă pentru Ghioțe. Wolfsburg. Acum. Moment greu, Ghioțe. Este foarte important pentru echipa noastră, dar oferta este monumentală. Sancho mai are până la 90 din câte văd, îl mai antrenăm. N-aș vrea să-l dau pe Ghioțe, dar sunt niște jucători care nu joacă, ia să vedem. Cel mai simplu, ne uităm aici pe statistici, Zagadou nu are niciun meci. Piszczek 6 partide, dar să zicem că poate rămâne pe acolo. Sunt jucători care n-au jucat mai deloc. Zagadou, Paslak ăsta, sau Paslak. Ăștia trebuie să plece, n-au jucat niciun meci. Pun pe transfer list pe ăsta și pe acest fundaș dreapta. German, 21 de ani, s-ar putea să primim ceva bani pe ei, dăm un advance. Ofertă pentru Royce, spor să-l vrea pe Royce, dar ce am bătut și văd că-l vor. Ia să vedem cu ce a picat în optim, că nu m-am uitat. Cu Paris Saint-Germain, mamă, PSG. Deci este Borussia Dortmund PSG, nu se putea altfel. Jucăm cu Parisul, unde am dat vreo 3 jucători, dacă nu mă înșel. Și un meci cu Bayern, înainte de partida cu PSG. Otavio, 23 de milioane de euro, nu știu cine este ăla. Ofertă 6 milioane pentru Paslak. Păi eu o să accept, e cam maximul pe care mi-l recomandă aici secundul. Ofertă pentru Zagadou, 12 milioane, nu-i rău deloc. Din nou o să accept, e ofertă mare. Mai luăm 20 de milioane pentru jucători care n-au niciun meci măcar, nici măcar ca rezervă să fie intrat pe parcursul partidelor. Și iată că primesc oferte pe ei. Zagadou, oferte de la Crystal Palace, o să plece undeva. Are 20 de ani, ce-i drept, poate crește. Jucător de viitor. Carlos Soler, 42 de milioane de euro a dat Bayernul pe el. Deci pe Ghioțe nu-l vând. N-ar fi fan să plece Ghioțe și Royce. Nu văd rost să-l mai vinde. Am primit și banii pentru acel jucător pe care am luat 6 milioane. Și acum hai să facem oferta pentru Constantin Budescu, că și un minut trebuie să-și aduc un jucător de-a lui. Budescu, cel mai bun român în activitate, de care adevărat, playmaker, 30 de ani, experiență, de la Al-Shabaab.
Nu poți să vrei mai mult. E valoarea la 6 milioane de euro. O sumă foarte mare. Sper să am bani de el. Am undeva la 12 milioane de euro pentru acest transfer. Budescu, iată-l. Undeva între 5 și 7 milioane de euro. Și ne întâlnim cu arabul. Ar trebui să fie. Bine, nu știu pe cine am trimis. Poate, da, mă rog. Facem o ofertă. Și anume ofertă de 5.200.000 de euro pentru Constantin Budescu. Și vor 7 milioane. Hai să-l scoatem la 6. Și aia a fost. 6 milioane de euro Constantin Budescu. Și a acceptat reprezentantul lui Al Shabab. Și acum la negocieri cu Budescu, prospect, de mare viitor la 30 de ani, cu siguranță, îl luăm pentru că are potențial, 4 ani, ăsta vrea contract pe la 34 de ani, pe viață la Dortmund. Ce nu face noi, ce nu face și Mudică, de fapt, pentru omul lui numărul 1. Acceptăm că nu vrea clauză, nu ne permitem să-l pierdem. 33.000 de euro pe săptămână, un bonus de instalare pe care îl dorește. Și o să-i propun 26.000, ținând cont că are contract pe 4 ani. 30.000. E bine, s-a ținut bine agentul. Nu e Ana Maria Prodan, surprinzător, că e un român transferat pe atâția bani și nu e impresaria de Ana Maria Prodan. Dar vine Budescu la echipă, iată-l, 75 OFR. E undeva la 55 sprint, nu e ok ce se întâmplă. Dar e mai mult playmaker, adică uite, are 83 curv. Ciudat că cel mai mare stats al lui e curvul. Îl luam și pe Zagadou, al jucător nu cred că ne trebuie. Echipa e bombă și rămâne să jucăm UCL-ul. Akanji a primit o ofertă de 56 de milioane de euro, ok. Titular e Akanji sau e Diallo? Akanji e titular, nu știu ce să zic. Foarte mulți bani, dar are 91 sprint speed, 73 acceleration. Crescut foarte mult. No, e tare Akanji, are viteza nebună, bine, trebuie să accelereze întâi, dar ajunge acolo, știi? La un moment dat ajunge la viteza maximă, ofertă pentru Toprak. Pe Toprak l-aș da, să luăm al fundaș. Treaba e că îl vrea Roma, hai să negociem cu Roma. O să cer 19.500.000, eu zic că e o sumă corectă. Vor 16.500.000, poate mai scoatem și noi 1.500.000 la 18 milioane, ar fi ok, undeva la jumătate. Ne-am înțeles. 18 milioane pe Toprak și aștept să vină banii, poate luăm al fundaș. Ion e interesat de Robertson. Burki, 24 de milioane de euro de la West Ham. Păi o să-l dau, cred, pe Burki, la ce gafe mi-a făcut, nu mai vreau să-l văd. Putem să luăm alt portar de rezervă, mai cu experiență, care să fie rezerva lui De Gea. Dacă luăm o sumă bună pe Burki, sunt foarte fericit. Nu știu, hai să cerem 29 de milioane de euro. Mi se pare o sumă foarte tare. Oferta finală de 24. Hai că poate mai dați vreo 2 milioane acolo. Ce mai contează? 10%. Au dat. 26 de milioane de euro Burki. Și dacă îl dau și pe Toprak, vin ceva bani. Toprak vândut. Zagadou vândut. E vremea să luăm un nou fundaș central la echipă. Tah e la Barcelona. Vreau să-l iau pe Tah. Doar ce a ajuns la Barcelona. Incredibil. L-a luat Barça pe Tah. Pe ăsta mai să era înalt, era forță. Nu știu ce să fac acum. Smalling e la Bayern. Stai, de când s-a întâmplat și chestia asta? Nu am văzut pe Smalling în niciun match, ce puțin nu mai amintesc. Cei drept nu postez prea des cariera asta. Dar Smalling e la Bayern, băi, toți fundașii central văd că s-au transferat la diverse cluburi. David Luiz la Milan. Bă, nu mai găsesc niciunul, adevărat. O să încerc să le iau pe Bartra înapoi, că el a fost la Dortmund, în care kitul lui Dortmund pe el, la galben. Poate luăm pe Bartra înapoi. Să mergem să negociem cu clubul său. Mi-aș permite undeva la 20-21 pic de milioane. Cam atâta e. Forță, hai să luăm pe Bartra înapoi la Dortmund. Bomba bombelor. Oferim o sumă. O să ofer 20 de milioane. Poate acceptă din prima. Vor 25. Ok, cred că ne înțelegem la 23 de milioane. E o sumă bună. Dar și de 29 de ani. Nu, încă 600 de mii. Bine, gata, am acceptat. Mark Bartra revine la Dortmund. Negociem acum și contractul său. O să fie rotation, foarte tare. Vă place, n-are pretenții prea mari. Contract pe 4 ani. Toți vor să vină, deci sunt jucătorii ăștia și Budescu și cu el. Vor să vină, să nu joace, dar să-și ia banii 4 ani. Dacă apare de 5 ori, ok. Hai, 61.000. Mamă, e dublu față de cât câștigă acum. Ok, Bartra, ai venit cu pretenții la salariu. Simulăm cu Augsburg. Deplasare, nu-i bine deloc. Au victorie cu Union Berlin, 3-0 am bătut. Dybala, Royce, Sancho.
Și Dybala a mai ratat și un penalti. Victorie lejeră. S-a vândut Burki. A primit 23 de milioane și hai să mai luăm încă un portar. Schmeichel cred că e opțiune bună. Foarte experimentat. Joacă de mulți ani la Leicester. Ar putea să schimbe echipa acum pe final de carieră. 34 de ani. E ok pentru a fi portar de rezervă. Cam asta îți dorești de la un portar de rezervă. Undeva la 20 de milioane. Eu zic că e bine. Chiar dacă Burki era mult mai tânăr. Dar nu o să jucăm atâtea sezoane încât să conteze. Și o să ofer 16 milioane de euro pentru Schmeichel. Dar bine, portarii și joacă mai mult. El la 33 de ani încă duce bine de tot. Un 20 de milioane ar fi fantastic. Dacă ne-am înțelege, fix la suma asta. 20 de milioane de euro, tot vor mai mult. Revin, 2400. Am mai băgat 400 de mii. De atât era nevoie, încă 400 de mii de euro ca să accepte cei de la Leicester. Și un Milan negocieri, jucător important. Hai mai mult un rotation, hai să nu exagerăm. Important? Bine, hai, nu o să fie important. E De Gea la echipa asta. Cum să fie și mai important cât timp e De Gea? Adică e clar că îl iau ca portar de rezervă, dar a fie. Contract pe 2 ani. Bine, acceptăm ce vrea el. Ok, asta a fost Schmeichel, Bartra și Constantin Budescu. Asta a fost perioada de transferuri. Și voi da un continuu până la meciul cu Bayern. Și cu Düsseldorf am câștigat 3-1. Düsseldorf era destul de sus la un moment dat, parcă. Bine, acum nu se mai pune problema, nu e top 6. Simulăm din nou antrenamentele, cred jucătorii. Bayern e la 3 puncte. Dacă vom câștiga, cam aia a fost. Problema e că e meci cu Bayern, urmează PSG, 3 zile între ele, dar trebuie să forțăm cu Bayern. N-avem cum, măcar meciul ăsta trebuie să îl câștigăm. Și cu PSG mai jucăm în martie, când e și un meci cu Schalke. Cele două echipe de forță acolo de top, din top 3, cu alea jucăm fix între meciurile cu PSG. Allianz Arena, ca de obicei, echipa o să fie tot aia standard. Poate în sfârșit o să câștig un meci cu Bayern, e foarte complicat. Nu știu cine s-a dat în imagine, a făcut cei de la Bayern niște transferuri. Am văzut destui jucători, dar de ce nu e nocturnă? Băi, era foarte turecat, parcă nu mergea nocturna. Sunt probleme pe Allianz Arena. Băi, e greu, e... A, stai, este meci jucat după amiaza. Ce lumină dubioasă. Săracii din tribuna aia o să stea cu soarele în ochi tot meciul. Atmosferă frumoasă, fanii noștri între toți fanii lui Bayern. A, nu știu cât de bine este întâmplă asta. Am zis pe Lewandowski, Bayernul cu Neuer în poartă, Grimaldo, Hummels, Boateng și Sergi Roberto. Era ăsta acolo, Tolisso, Sergi Roberto la Bayern. Brandt, Kovacic, Goretzka și Söller vor fi Higuain. Parcă e cu totul altă echipă, nu mai e Robben, Ribéry nici el aici. Agawa pe bancă. Da, mișto. E o echipă cu destui jucători noi aici. Lumina nu e așa rea. Oare Bayernul o să joace la fel de bine și cu jucătorii ăștia noi? Cei dinainte pasau incredibil. E Higuain acum în careu. 1-0 de nicăieri. De unde a venit acest gol? Bine, puteam să iau mingea, o centrare. Mingea ajunge la Pipita, care trimite foarte bine. Gol Higuain în minutul 7. Am început superb de... Imaculat am început. Eu ți nu te-am vândut. Puteam să le iau pe Toni Kroos. Probabil. Dar ai rămas în echipă. Arată că știi. Royce cu Lewandowski, Dybala. Dybala poate șuta. O face fix pe portar. Șansa lui Bellerin în centru. Sancho. Iată-l pe Jadon Sancho. Trece de adversar Sancho peste poartă. Cazie bună. Din nou o ratare. Higuain? Băi, ce se întâmplă cu Higuain? Aproape că a dat un mega gol. De nicăieri din nou. Hai Sancho, centrarea la Lewandowski, care ratează. Cum e normal să ratezi de acolo? Lewandowski, cum a făcut asta? Mă așteptam să fie gol. Am marcat de mai multe ori în același stil, dar asta nu se întâmplă. Emoțiile revenirii aici pe Allianz Arena. Bine, Royce. Nu aleargă Boateng efectiv după el. Nimeni în centru.
E, normal, mă, nu era nimeni în centru. Lev acum. Trebuie să-l faci pe Hummels și e greu să se întâmple asta. Sancho, centrarea la Witzel. Șut foarte slab. Am avut multe ocazii, dar rămâne 1-0 pentru Bayern. Prima fază din această primă repriză. Sancho încălcă foarte bun. Royce este în careu. Marco Royce! Ce șut a fost ăla? Băi, nu știu ce au făcut ăștia cu șuturile, dar sunt zile și zile. Sunt zile în care șuturile astea directe sunt prinse foarte bine și zile ca asta când efectiv toate șuturile se duc super prost. Kovacic. 2-0. Bayernul este imbatabil. Nu știu, cel puțin așa pare. Poate se va întâmpla o minune. Nu se știe niciodată. Cu Sancho. Dar nu prea am pe unde. Nu sunt spații. Jucătorii noștri la finalizare dezamăgesc. Dybala aici înscrie. 2 la 1. Reducem din diferență foarte repede. Suntem în meci acolo, dar mereu Bayernul cu un pas înaintea noastră. Sancho. Momentul să-și arate viteza Sancho. Leva în centru. E și Dybala acolo. Vine Witzel. Am încercat la el. Mai avem șansa unei centrări. Pentru Lewandowski sau e Dybala ăla? Gol! 2 la 2, dublă Dybala, unul după altul. Au venit golurile noastre. Cream că o să fie Leva în centru. Iată Dybala cum face el diferența. Un dribbling acolo. Șutul din prima cu dreptul al lui Dybala în bară. Și Neuer nu s-a mai ridicat la timp. Au trecut 9 minute, Dybala dă două goluri. Necară, hai cu hat-trick-ul. Aut, bine, simt presiunea. Bavarezii. Știu și ei că suntem în cursul unei mari reveniri. Lewandowski n-a preluat bine, dar recuperează mingea. Și acum este Royce în careu. S-a uitat Neuer la aia. N-a reacționat deloc. Foarte sigur pe el. Iată, trei schimbări. Intră și Thiago, care e rezervă acum. Și primul meci pentru Constantin Budescu, 15 minute, primește în marele derby al Germaniei. Marțial, cu Budescu care a primit numărul 11. Iată, ăla e foarte tehnic. Ne trimite către poarta adversă. Lewandowski, Son a urcat. Son cu fake shot. Grimaldo a fost acolo foarte bine plasat. Trece de jucătorul lui Bayern care e căzut. Dybala poate marca, Witzel cu Budescu. Mi s-a părut faultat. A fost fault, domnul arbitru, iar furați românii. Nu par fi rușine un pic. Da. 2 la 2, din nou egalitate. Nu e rău. Până la urmă, meci în deplasare. Suntem pe primul loc. Mai bine clasați decât ei. E ok. Și o să închei aici acest episod. Data viitoare vedem acest tur cu PSG. Și s-ar putea și returul. O să joc cu PSG tur-retur, inclusiv meciul cu Schalke. O să fie astea 3 meciuri data viitoare. Simulăm cu Leverkusen. Și după aia mai vedem ce se mai întâmplă. Suntem în martie 2020 aproape. Prieteni, sper că v-a plăcut acest episod din cariera cu Borussia Dortmund. Dacă da, nu uitați să lăsați un like acolo. Mersi că m-ați urmărit. Pa!